o campanie atipică, o vară la fel de atipică și ea, astfel încât condițiile meteo se schimbă de la zi la zi și dacă un lan promite o producție mare în momentul acesta, în urma unor precipitații abundente, probabil că, sau cu siguranță, producția va fi sub cea despre care noi discutăm la ora aceasta. Plantele cultivate în primăvară arată foarte bine, însă din cauza ploilor abundente, recolta va fi afectată în cazul în care culturile culcate la pământ nu vor fi strânse la timp. În această campanie urmează să fie recoltate circa 47.000 de hectare, dintre care 35.500 de hectare cultivate cu grâu, 4.760 de hectare cu rapiță, 4.417 hectare cu orz și 2.300 de hectare cultivate cu orzoaică de toamnă. Până în momentul de față, orzul și orzoaica de toamnă au fost recoltate de pe 60% din suprafață, pe anumite zone, cultura fiind afectată de excesul de umiditate. Cu toate acestea, producția medie este bună și constituie aproximativ 3.300 de kilograme pe hectar. O producție mai bună se va obține la recoltarea rapiței, care câștigă din ce în ce mai mult teren în județul Dâmbovița. După ce anul trecut producătorii au câștigat destul de bine de pe urma acestei culturi, anul acesta au fost însămânțate mai multe hectare cu rapiță. Fermierii preconizează o producție un pic mai mare decât cea de anul trecut. Anul trecut, pe o suprafață de 1750 de hectare, s-a obținut o producție medie undeva la 1970 kg pe hectar. Și producția de grâu se anunță a fi mai bună decât anul trecut. La acest moment, grâul este vândut pe piață cu 60-66 de bani pe kilogram, iar rapița este vândută cu 1,40 lei.